de afaceri care să fie sustenabilă. 42 de tineri din mai multe județe din țară vor beneficia de o finanțare de 25.000 de euro pentru a-și pune în practică propria idee de afaceri. Această șansă le-a fost oferită prin proiectul Startup Smart, finanțat prin programul POSDRU pe domeniul promovării culturii antreprenoriale. Unul dintre câștigătorii competiției planurilor de afaceri este Andrei Toban, un tânăr giurgiuvean, student la Universitatea Politehnică din București. Afacerea lui a fost lansată și promovată astăzi la Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius. Andrei Toban este un caz fericit, da, care a câștigat acest concurs. El este din Giurgiu. Noi știm că acest proiect a fost implementat pe regiuni și știm că din orașul și județul nostru trebuie să fie cel puțin două persoane de la o singură firmă care implementează. Andrei este una din aceste persoane. Tânărul în vârstă de 19 ani a ales să-și deschidă un atelier de confecții cu articole destinate elevilor, tinerilor între 18 și 35 de ani, dar și companiilor din oraș. Atelierul de confecții își propune să devină un jucător important în industria textilă în județul Giurgiu, oferindu-le clienților produse la standarde de calitate și stabilind cu aceștia parteneriate de lungă durată, beneficia ambelor părți. Misiunea firmei. Suntem o firmă care urmărește satisfacerea nevoilor clienților, crearea unui mediu intern favorabil unei dezvoltări sustenabile și menținerea unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii și clienții noștri. Afacerea lui Andrei este acum în faza de debut. Viitorul antreprenor a achiziționat echipamentele necesare, a angajat un confecționer, iar site-ul firmei este aproape finalizat. Cel mai greu va fi ca întreprinderea lui să aibă succes în condițiile unui mediu de afaceri dur.